ședință, cu permisiunea dumneavoastră, o să începem întâlnirea noastră de astăzi. În primul rând, începând cu a vă mulțumi dumneavoastră că v-ați rupt din timp pentru a fi alături de noi la muzeu la deschiderea acestei expoziții, apoi mulțumind tuturor colaboratorilor noștri, și aici mă refer la instituțiile cu care am colaborat, și mă refer la muzeele etnografice din Piatra Neamț, de la Bacău, și Muzeul Municipal Pașcani. De asemenea, mulțumind celor de la care am luat măcar câte un exponat, e vorba de oameni care au pasiunea colecționării acestor obiecte etnografice, și mă refer la Părintele Oatu de la Vălen, și la Iustin Lehonski de la Trifești, Iustin care este deja cunoscut în granițele județului nostru din colecția sa etnografică impresionantă, dar o să vorbim despre acest lucru mai multe un pic mai târziu. Și nu în ultimul rând dorim să-i mulțumim doamnei Rodica Popa, directorul școlii gimnaziale de la Vâncești, care iarăși ne-a sprijinit în realizarea acestei expoziții și va fi parte intervenientă în coloquiu, pentru că ne dă ocazia să vedem ce se întâmplă în ziua de astăzi cu măștile populare. Am dat atenția acestui subiect pornind de la ceea ce noi organizăm în timpul liber, este vorba de târgurile de meșteri populari care au deja vechime în roman, manifestări foarte accesibile unui public larg și divers, fiind manifestări stradale, manifestări pe care noi ne străduim să le ținem în sfera culturalului, deci preponderent activități expoziționale, culturale și mai puțin activități comerciale. Din păcate, societatea actuală ne forțează să mergem atât pe noi ca organizatori, cât și meșterii prezenți în aceste manifestări îi forțează să meargă către sfera comercialului și e mare păcat, pentru că sub impulsul necesității de moment se pierde un bagaj impresionant de tradiție. Și ne-am gândit să promovăm meșterii și meșteșugurile pe care ei le practică în spațiul cultural, ca un sprijin, dacă vreți, adresat lor ca imagine, atât prin intermediul instituțiilor de cultură, cât și prin intermediul mass media, căruia îi mulțumim. Atât pentru faptul că a promovat manifestările respective, cât și pentru faptul că este astăzi prezent alături de noi, făcând astfel o muncă necesară de educație, adresată publicului și celor care au puterea de a decide la un moment dat, nu doar administrativ, cât și pe plan material, pe plan economic. Noi ținem cu orice preț la păstrarea identității românești și am început prin a vă oferi o expoziție legată de meșteșugul confecționării măștilor. După cum vedeți, este o singură sală, dar este foarte concentrată, aducând în atenția dumneavoastră măști diverse, atât antropomorfe, cât și zoomorfe, culese din zona noastră, e vorba de județul Neamț, dar și din județele Iași, Botoșani, Suceava și Bacău. Deci iată o chintesență, dacă vreți, a unui meșteșug și a unei arte populare, care altădată avea parte de mai multă atenție, avea mai mult succes, pentru că era mai puțin exponat și mai mult practică vie în cadrul comunităților rurale. Ei bine, ceea ce vreau să vă spun astăzi în legătură cu măștile populare, fără a vă răpi prea mult din timp, se referă la câteva considerații necesare, cred, pentru a plasa masca în contextul său cel mai larg cu putință. Pentru că ea face parte din ființa noastră istorică și acest fapt are la bază atât originea sa din timpurile arhaice, mult înainte de apariția creștinismului, continuitatea de-a cursul în lungul secolilor și a epocilor istorice,
și supraviețuirea acum în contemporanitate, în care încă își găsește locul în anumite momente calendaristice, ori ale viețuirii cotidiene a comunităților rurale. Masca, dintotdeauna, a ascuns, a disimulat și a transfigurat o realitate socială. Masca era o recuzită a mitului, ea s-a modelat în timp, deopotrivă în reprezentarea mitului și în maniera de confecționare, adaptându-se. Specialiștii în etnografie au căutat să inventarieze, să repertorieze și să interpreteze măștile așa cum au evoluat ele încă din lumea arhaică, mă raportez și eu la aceeași terminologie specifică a specialiștilor, această repertoriere și interpretare, făcându-se după analiza morfologică a structurilor și interpretarea în contextul ritualului în care acestea erau folosite. De aceea, poate ați remarcat, și noi în holul de acces avem 4 planșe cu destul de multe fotografii, reprezentând aspecte din ritual. E vorba de ceremonialul sărbătorilor de iarnă, în cazul de față fiind reprezentată Valea Trotușului. Diversitatea funcțională a măștilor prezintă o lume fantastică, ce personifică spirite ale strămoșilor, animale reale sau imaginare, spirite ale vegetației sau ale apei. Ele erau arătate și purtate în cadrul unor ritualuri de fertilitate, fie ele umane, animale sau vegetale, legate de vânătoare și multe alte obiceiuri sau practici cotidiene. Jocurile cu măști se desfășoară în anumite momente ale anului, calendaristic vorbind, de Crăciun, de Anul Nou sau de Rusalii, sau în legătură cu momente esențiale ale vieții omului, în ciclul naștere, nuntă, moarte. Spațiul în care acestea erau purtate de predilecție era vatra satului. Era o scenă pe care măștile se produceau în cadrul unui ceremonial, iar spectatorii erau membrii întregii comunități. Se poate spune chiar că măștile au rămas un fel de martori arheologici, dar nu păstrați în pământ, ci recreați cu fiecare generație, ai mentalităților trecute. Eu am fost câștigată de ideea acestei expoziții printr-un element comun cu sala de alături, respectiv cu tema mea de cercetare legată de iatru istorie locală. Este vorba de măștile și costumele de medici, care sunt o apariție oarecum mai recentă, din secolul al XIX-lea, și pe care le-am văzut reprezentate în creațiile meșterului Neculae Popa de la Târpești Neamț. Acum, ele a fost interpretată de către specialiști ca fiind parte dintr-un ritual de magie medicală, pozitivă, care viza întărirea capacității de rezistență la boală a membrilor comunității, dar am remarcat și faptul că are o inserție istorică foarte puternică prin faptul că acel costum de medic, nu știu exact ceremonialul cum se desfășoară, dar costumul cel puțin avea o doză de ironie la adresa medicului. Ori, raportând acest fapt la realitatea medicului de țară de la sfârșit de secol XIX, început de secol XX, are sens. Pentru că la începutul, medicul de plasă sau de circumscripție a fost privit cu reticență de către țăran, pentru că țăranul se trata la moașa satului, eventual. Da? Erau remediile naturiste învățate din pătrâni. Ori medicul venea cu știința căpătată în alte țări, sau, eu știu, ceva mai târziu în centrele universitare București și Iași, dar nu se bucura de suficientă încredere din partea țăranului. Mai ales că uneori nu reușea să-l vindece sau nu reușea să-l convingă în măsurile profilactice legate de sănătatea și igiena publică. Și de aceea m-am bucurat că această expoziție, iată, o putem lega într-un circuit de vizitare și cu expoziția Cozărescu de alături. E bine, în expoziție avem o gamă variată de măști, spuneam, ele sunt atât antropomorfe cât și zoomorfe
Și ca să urmez un circuit normal de prezentare, în prima vitrină avem măști de la Muzeul de Etnografie din Piatra Neamț, realizate de Neculai Popa de la Târpești. E vorba de mască de moș, mască de țigancă, da? Sau mască de berbece, una din cele mai vechi. Și practic, cea mai veche ipostază a moșilor antropomorfe este aceea figurând un moș, un moșneag sau un cheș, spuneți-i cum vreți, și babe. Noi babe nu avem în expoziție, avem doar moși. Era vorba de reprezentările antropomorfe ale strămoșilor, care aveau același sânge, da? Erau strămoșii de neam și care, în cazul ritualului, aveau o funcție foarte clar definită, aceea de a proteja, de a călăuzi, pe de o parte, nu știu, legat de mormântare, spiritul celui decedat, pe de altă parte, a proteja membrii familiei acestuia. Cam în același sens mergea și moașa, pentru că și aici, legat de naștere și de apariția noului născut, erau practici care trebuiau să vegheze asupra stării de sănătate și v-aș face trimitere la obiceiul datului pe geam sau la figurarea, în cadrul unei practici, a nou-născutului prin intermediul unei păpuși din cârpe, care iarăși trebuia să protejeze spiritul sau, mă rog, copilul. Apoi, apelarea la mască și la gestul ritual mergea de la travestii, travestiul asigurat de purtarea măștii, până la substituire, adică exact ceea ce v-am povestit adineaur despre imaginarea copilului prin intermediul unei măști. De asemenea, dacă vedem, dacă ne uităm un pic prin expoziție, vedem că în mare majoritate sunt confecționate pornind de la materiale textile. Unele dintre ele au ca suport și lemnul. Avem una aici decorativă, în vitrina 2, o mască de la Vasile Neamțu, de la Nemțișor Neamț. Și dincolo, în vitrina 7, iarăși o mască ce îmbină lemnul cu materialul textil. Și aș face trimitere, pentru că și are originea undeva, tot prin Vrancea, la un obicei al chipărușului, prin care la privechi oamenii își puneau masca respectivă pe figură, după cum foloseau și în ceremonialul respectiv măști mai micuțe, făcute aproape exclusiv din lemn. Un obicei care se mai păstrează și astăzi în zona Nerejul Vrancea. Da. De asemenea, avem și măști din zona Botoșanilor. Avem aici în spate una a meșterului Gheorghe Țugui, meșter care continuă o tradiție de familie, pentru că și tatălui a făcut astfel de măști până la trecerea sa în lumea de dincolo. De asemenea, mai avem un atot de la el în vitrina 1. Cele mai vechi, ca atestarea produsului în sine, sunt acestea de aici, provin de la Muzeul Etnografic de la Bacău. Și este o mască antropomorfă, una zoomorfă și o mască de drac. De asemenea, tot măști masculine avem în vitrina 7, avem masca bețivului, mască de prost, și ne uităm un pic și la modul în care sunt ele constituite. Masca bețivului avea nasul supradimensionat și cu niște elemente decorative sugestive. De asemenea, masca de prost are și ea aspectul caracteristic, are și, mai vedem și masca cu nasul falic. Ori acestea erau folosite în anumite contexte, cei care le purtau, având dreptul de a spune anumite adevăruri pe care altmite nu le puteau spune celorlalți din comunitate, da? În viața de fiecare zi, fără a risca să-i supere. Nu?
Dar în anumite momente și sub adăpostul acestei măști își puteau permite să spună de la măscări până la acele adevăruri care dor și care sancționau anumite năravuri, da? Anumite practici nedorite în comunitate. În ceea ce privește măștile zoomorfe și ne raportăm la urs, perbei, capră sau lup, ele din vechime anticipau acele animale de care omul se temea sau de la care dorea să-și transfere anumite atribute, cum ar fi forța, da? Și erau integrate în ritual pe acest model. Dar ele au fost adaptate în timp, în cadrul comunităților. Elementele constitutive ale măștilor au și ele un rol foarte important. Mici elemente de detaliu pe care uneori avem tendința de a le pierde din vedere. Numărul de panici, numărul de ciucuri cu care erau accesorizate. Fiecare aveau rolul foarte bine definit. Iar creatorii de măști, mai ales cei care au practicat acest meșteșug din tată în fiu, erau foarte atenți la aceste detalii. Unii dintre ei cunoscând semnificația lor, alții preluând prin imitație, fără a avea în vedere și substratul. Dar este important, ele s-au păstrat, iar etnografii au reușit să identifice importanța acestor elemente constitutive. Apoi, legat de măștile zoomorfe, costumul de capră, pe care bănuiesc că toată lumea și-l amintește din perioada sărbătorilor de iarnă, dincolo de reprezentarea stilizată sau mai realistă a capului, vedeți că are partea de jos, este formată dintr-un material textil, da? Ales nu chiar la întâmplare, dar el asigură doar o învelire superficială a corpului animalului, da? Cumva în formă și care are, nu este doar un indiciu al, să spunem, lipsei de preocupare a celui care face costumul în perioada respectivă sau a lipsei de timp, ci de fapt are în substrat ceva mult mai profund. Este vorba de faptul că acoperă, da, maschează, dând o aparență informă acestui animal, astfel încât să creeze un efect de teamă. Ori, modul în care au evoluat aceste măști, unele dintre ele chiar folosite în cazul ritualului, altele achiziționate, cum spuneam, de către colecționari, poate fi văzut în partea deschisă a vitrinei 7, unde avem câteva planșe date de școala gimnazială Dulcești. E vorba de planșe reprezentând măști realizate de către elevii școlii, o să ne spună doamna directoare mai mult în continuare, și care arată destinul acestor măști în societatea contemporană. Este vorba de transformarea lor în simple obiecte decorative. Pe măsură ce ele nu mai sunt folosite în viața comunităților, mai sunt, e adevărat, dar în general în satele mai izolate, în cele care se află în proximitatea marilor orașe, timp să dispară, iar în orașe cu atât mai puțin se păstrează astfel de practici, vedem cum se transformă în decorațiuni. La fel, la târgurile de meșteri populari, ele sunt achiziționate și folosite pentru decorarea unor case particulare, a unor case de vacanță, a unor moteluri. Și sunt câteva exemple notabile în țară care practică astfel de lucruri și care ne arată destinul trist al satului românesc în ansamblu, care se civilizează, se occidentalizează, dacă vreți, sau se globalizează, da? Pierzându-și treptat identitatea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dar înainte de a intra în desfășurarea colocului nostru, aș vrea să mulțumesc câteva oameni care ne-au sprijinit în realizarea acestei manifestări, încă de pe când se afla în stadiul de proiect pe hârtie.
Înțelegând pe de-o parte necesitatea acestui semnal de alarmă pe care noi vrem să-l tragem vis-a-vis de meșteșugul și de spațiul rural, pe de altă parte, cointeresați poate de o legătură sentimentală, și mă refer aici la domnul dr. Dan Arvătescu, ale cărui origini sunt legate de satul Vorona Botoșani, unde încă creează Gheorghe Țuglui Mărș. De doamna farmacist Magdalena Vădănii, pe care o avem invitată cu materiale impresionante din peregrinările dumneai prin lume, artă populară și măști, să vedem cum s-a desfășurat și pe orizontală, pe spații geografice largi, nu doar pe axa trecutului. De asemenea, îi mulțumim domnului inginer Mircea Beloiu, aici de față, domnului inginer Constantin Dica, doamne manager Ludmila Chercușor, domnului manager Victor Bacan și preotului Irimia de la Dulcești. De asemenea, vreau să semnalez faptul că în sală avem și reprezentanții ai instituțiilor cu care am colaborat. Și o salut pe doamna Calistru, care a venit un pic mai târziu, dar a reușit să ajungă. Ne bucurăm foarte mult. Și, de asemenea, pe doamna Rodica Popa, pe care contăm pentru a ne vorbi despre ce se întâmplă acolo la școala de la Dulcești. Aș invita mai întâi pe doamna Calistru să ne spună câteva cuvinte, pentru că pe dumneavoastră eu cunoaștem de mai multă vreme, am colaborat și la o altă expoziție, acum câțiva ani. De asemenea, ne întâlnim și datorită organizării de târguri. Bună ziua! Bineînțeles, am colaborat cu Muzeul de Istorie din Roman, în calitate de muzeograf, ani de zile. La ora actuală sunt directorul Casei de Cultură din Pașani. Mă bucur că am putut ajuta în continuare la organizarea de activități în comun și prin care să pun în valoare Muzeul Municipal din Pașcani. Știu, l-am recunoscut de fapt și de drept, câteva din obiectele de la Muzeul din Pașcani. Este vorba de câteva măști, am văzut niște buhaie. Sper să vă bucurați de imaginea de vederea acestor măști. Și ceea ce îmi doresc cel mai mult este să știți că și la Pașcani există un muzeu, un muzeu care, din păcate, de ani de zile nu reușește să aibă un spațiu în care să fie expuse aceste obiecte. Deocamdată, marea majoritate stau în depozit, iar pe holul instituției pe care o reprezint la ora actuală, Casa Municipală de Cultură, puteți veni și veți vedea o colecție, zic eu, destul de frumoasă de obiecte de istorie, arheologie. Mulțumesc o dată pentru invitație. Noi vă mulțumim și chiar vreau să precizez că am venit de la Pașcani și le-am explicat colegilor ce colecție impresionantă de etnografie aveți și mai ales în ce manieră înțelegeți să le păstrați. Am fost absolut impresionată de modul în care sunt ele păstrate, chiar în acele condiții improprii, care exact sunt temporari, și de spațiul în care ele au fost expuse, trei încăperi și un hol, cred, da, sub forma unei galerii de artă, dar realizate remarcabil. Chiar invităm rumașanii să-și facă timp și să viziteze acea galerie din Pașcani, merită, sunt lucruri excepționale acolo. Și încă o scurtă precizare, Muzeul Municipal, toate proiectele sunt pe bază de donații și spun lucrul acesta pentru că dumneavoastră care lucrați în domeniu știți prea bine ce indică niște obiecte care aparțin din patrimoniul național, adică ar trebui niște fonduri. Aici n-au existat la Pașcani, din păcate, ele sunt pe bază de donații și, într-adevăr, toată modul de expunere și modul de conservare, materialele pentru conservare, dacă putem spune, sunt suportate de către salariații instituției. Sperăm, promisiunile sunt mari, pentru că sunt niște bași... Și rămâne asta exact, este baratul Canta Cuzino cumpărat pentru muzeu, în vederea managerului muzeu. Urmează acum un proiect de
reabilitare, consolidare, reamenajarea spațiului respectiv și sperăm ca într-un timp mai scurt sau mai lung să beneficieze și Pașcanul de către un muzeu în condiții foarte bune. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și, bineînțeles, pe dumneavoastră vă aștept la Pașcani și la Casa de Cultură, bineînțeles. Mulțumim! Este remarcabil ce se poate face cu mult entuziasm și cu dragoste față de profesie. Pașcanul este un astfel de exemplu. La fel, o invit pe doamna Rodica Popa să ne spună în ce condiții s-a ajuns la învăța copilașii să facă astfel de obiecte. Mi-am schițat câteva cuvinte și permiteți-mi să le citesc, să fiu mai scurtă. Urcându-mă în podul bunicii și al mătușii din satul Corhana, comuna Dulceș, și văzând căni, străchini, oale din lup, de diferite forme, mărini, culori, modele, obiecte pentru țesut, spate, statile, furci, fuse și altele, m-am hotărât să înființez un muzeu etnografic în care să expun obiectele vechi, tradiționale, de lucru ale bunicilor mei. De asemenea, bunica mea ne-a dăruit un costum popular, costumul ei popular, costumul bunicului meu, scoarțe, prosoape, cuverturi și alte obiecte lucrate din mâna ei, pe care le-am primit cu drag, le păstrez și le valorific în același timp. Cu ajutorul lui Dumnezeu și altor colege, am realizat un proiect educațional, Valorile satului românesc, păstrate în Muzeul Etnografic. Ilustrarea valorilor tradiționale, tradițiilor naționale românești din Ținutul Moldovei și de ce nu Dulcești, dezvoltarea interesului copiilor pentru cultura neamului românesc, posibilitatea de a oferi copiilor variante de petrecere a timpului liber în afara calculatorului, afirmarea și stimularea potențialului creativ al preșcolarilor și școlarilor prin intermediul artelor plastice și arte teatrale, au fost argumentele în inițierea și desfășurarea acestui proiect. Proiectul cuprinde mai multe activități. Prima activitate a proiectului a fost înființarea muzeului. Pe parcurs, îmbunătățirea muzeului cu obiecte. Să știți că n-a fost greu, pentru că oamenii se despart cu greu de obiectele vechi. Dar am mobilizat atât elevii școlii gimnaziale, părinții și, de ce nu, localnicii. A doua activitate, dat din obiceiul de anul nou, marfi capra, ursul, măștile, mascații și obiceiul acesta la noi se organizează în ajun anului nou, se merge la primărie și se ură. Apoi o masă rotundă cu ouă încondeiată de copii, păși și cozonaci tradiționale și vreau să remarc că sunt în parteneriat cu părintele parohi Ungureanu Vasile și am și un colț religios în muzeu. Și apoi, în ultimul rând, concursul Creangă și copii. Suntem la a cincea ediție a concursului și a proiectului. Colaboratori, vreau să enumăr Primăria Dulcești, care ne dă locația, Muzeul de Istorie Roman, prin domnul Relu Bucnariu, pentru care îi mulțumesc, Inspectoratul Școlar Județean, Casa Codului Didactic și alte școli din județe. În anul acesta am portat 10 județe din 10 școli din alte județe pentru a face concursul internațional. Deci până la, acum am avut 2 ani județean, 2 ani interjudețean, iar acum urmează național și de ce nu și internațional. Măștile prezentate sunt executate manual de elevii claselor a 9-a și a 10-a, când am avut SAM, în cadrul orelor de educație tehnologică de la școala gimnazială Comuna Dulcești. Elevii școlii noastre au pus suflet, pasiune în confecționarea măștilor și vă doresc să le priviți cu plăcere, să vă umple sufletul de bucurie, întorcându-vă în timp, să fiți din nou copii, colindând ulițele satului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, chiar dacă noi suntem în primăvară și de ce nu chiar în luna lui cuptor. Vă îndemn să gândiți ca un adult și să vă comportați ca un copil, lucrat pentru câteva momente. Muzeul a fost vizitat și de colegii mei în cadrul unui cerc pedagogic. Vă invit și pe dumneavoastră, vă aștept cu drag.
Mulțumesc pentru atenție, vă doresc multă sănătate, spor și ajutor în parte de la Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc mult! Doamnei Popa și pentru sprijinul acordat și pentru cuvintele pe care le-a spus. Iată, și aici este un caz de profesor inimos care reușește să facă mai mult la școală decât se cere. Se poate. Aș vrea totuși ca nu doar adulții să vorbească astăzi, consideră că Iustin Lehonski, că nu este în rândul adulților, e doar adolescent, dar aș vrea să le spună din perspectiva lui ce a găsit așa interesant la obiectele astea etnografice de la adunat. Bună ziua! În primul rând aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Ce pot să spun? Privind aceste creații populare, nu pot să spun decât că îmi stârnește în mine un sentiment de plăcere, deoarece cred și sunt convins că sunt mărturiile a orii de muncă și mărturii ce ne duc cu gândul la un anumit specific și la o anumită zonă din care fac parte. După cum am spus și dumneavoastră, că sunt expuse pe zone. Despre colecții și despre portul popular, despre etnografie, am intrat și eu, pot să spun, în acest loc de puțin timp și sper să fiu martor la cât mai multe evenimente de genul, să pot participa și să pot să învăț foarte multe lucruri de la dumneavoastră, de la cei care ne sunteți profesori, mentori și persoane care păstrează încă tradiția. Vreau să întreb dacă a contat în alegerea pe care ai făcut-o, de a constitui o colecție, căutând prin sat, prin comună, dacă a contat exemplul înaintașilor, pentru că știu că profesorul Stoleru și înaintea lui profesorul Tepeș aveau această pasiune a trecutului și adunau astfel de materiale. Bineînțeles că a contat deoarece am dus mai departe o tradiție, dar nu trebuie să menționăm, adică este bine de menționat și cei dinainte, pe domnul Stoleru, pe domnul Țepeș. Avem de față și pe domnul profesor Petrea Pavel, care pot spune că și el mi-a stârnit puțin scânteia de a colecționa. Datorită lui m-am inițiat în această taină și încetul cu încetul am pornit la drum. E o taină până la urmă. Spune că da. Deoarece fiecare obiect, fiecare costum popular, fiecare lucru, nu este doar obiectul în sine și stârnește odată cu apariția și cu găsirea lui mai multe căi, mai multe izvoare în care putem plege informații necesare. Noi mulțumim și sperăm că Iustin nu e ultimul nostalgic, sperăm că mai sunt și alți tineri la fel și noi sperăm să încurajăm și prin genul acesta de activități. Întotdeauna suntem deschiși să ajutăm în măsura posibilităților noastre, să consiliem, de ce nu, să promovăm prin intermediul unor simpozioane sau expoziții tineretul din zona Romanului. Ne bucurăm că există astfel de copii eminenți. Felicitări, Iustin, și continuă tot așa. În continuare, o să lărgim foarte mult sfera de atenție a subiectului, pentru că avem doi invitați cu o amploare intelectuală și culturală deosebită. O să rog pe domnul profesor Gheorghe Ameciobanu, dacă a venit cu masca la dumnealui, să intervină în colocul nostru de astăzi. Eu port masca lui Matusalem. Nu-i populară, e istorică, e umană și oarecum, să-i spun, mai îndrăzneță, e cosmică. Curba lui Gauss nu face excepție. Așa că de la, hai, mă rog, de la Ioșei, hai la masca lui Matusalem. Bine ați venit la această întâlnire, cu mască și fără mască, după cât am înțeles, e cu sponsor sau fără sponsor, și discuția noastră se duce în privința unui concept care a trecut puțin într-o viziune banală,
mască, vin mascați, mamă, mă duc la fereastră să-i văd. Și am avut mai masca de ramă nouă, care dacă ne gândim în spatele ei, ascunde o semnificație, sau cum zic filozofiul hermeneutică extraordinară, la care o să mă opresc un pic. Și vin mascații, vin cu capra, cu, mă rog, buhaiul, cu ce mai sunt acolo, care a devenit un fel de economie de piață. La acești aducători de, mă rog, să spunem, un șir, dăm ora exactă, dăm secolul exact, dăm mileniul exact, dăm epoca exactă, asta e funcția urătorilor. Ei au ajuns cumpărători de colac, n-ar trebui să se dea la aceștia nimic. Totuși, pentru că sunt obosiți, le dăm un colac. Azi le dăm una bătută, dar dacă se poate două bătute, că dacă nu ai de-a face cu ei. Îmi pare rău că metamorfoza este oarecum înspre, mă rog, avantaj obliș. Am trecut de nobles obliș și am mai mult, am trecut de măști obliș. Masca nu trebuie să fie văzută ca o mască de anul nou sau o mască de la circ, ci este un concept al civilizației și mai bine zis al spiritualității, că civilizația e mai mult cuprinde nea partea de cai putere, de când spiritualitatea este, mă rog, neuron puterii. Și în felul acesta, masca devine încetul cu încetul, paralel cu economia de piață, devine un concept care la facultate eu aș introduce un curs de mascologie. Și să știe că noi, așa cum facem istoria artelor, cum facem istoria religiilor, cum facem istoria mitologiilor, ca o formă de istoria mitologiilor, trebuie să avem și istoria măștilor. Pentru că masca aceasta trădează o tendință a biosferii, aceea de a fi și de a tot fi, și aceea de altfel a fi. Noi știm că se vorbește mereu în cosmogonie de universuri paralele, nu paralele ca la Thales, ci paralele ca coexistente. Și expresia lui Shakespeare, to be or not to be, îmi spune cuvântul acum, că în adevăr masca presupune, în primul rând, să fiu altcineva. Și în felul ăsta, instinctul de conservare al lui ego este salvat. Apoi, uitați-vă la mine, că nu mai sunt eu ăla de el, sunt altfel. Tendința fiecăruia de noi de a spune majestatea sa eu. Și masca le cuprinde pe amândouă. Deci, cum spunem noi câteodată, masca este un concept duo-triadic. Mai mult contează duo. Triadicul fiind rezultanta, fiind, mă rog, locul, cum ziceți dumneavoastră la matematică, locul geometric. Și masca, la toate popoarele lumii, au de care, mai ales unele, o au ca o funcționalitate curentă, altele o au ca unii. E din Arcadia Ego, e la noi astăzi, în astă seară, și ea reprezintă, vreau că o rezultantă a unui timp, încât putem spune că este o regulă matematică, este direct proporțională masca cu vechimea unei așezări umane. Afișul de fața dumneavoastră spune măști populare. În realitate sunt măști arhaice. Formula populară este o etapă mai târzie a măștilor, a măștii general. Pentru că noi, prin hermeneutică, inducem ce-i valabil întregul, e valabil părților, dar și invers. Ce-i valabil părților provine de la valabilitatea întregului. Și noi inducem prin măști și vorbeam de un curs la facultate de astfel de hermeneutică a măștilor, prin surprinderea semnificației măștilor,
să surprindem altfel trecutul, altfel viziunea, altfel biosfera, altfel homo, cu fel de fel de adjectivi după el. Și masca are acest atribut deosebit. Și am mai spune, ca să mă încadrez și eu, să nu fie mamă din mascație. Mamă vorbi și o mamă despre mascație. Asta e, în sfârșit, așa, un haiku despre mascație. Și aș spune că mai presus de toate, și aici, în adevăr, îmi justifică că m-am ridicat în picioare, să prețuiesc și să omagiez complexul ideatic sau ideologic pe care l-a cuprins o mască. Noi suntem sub două dictaturi. Nu vă gândesc la Uniunea Europeană sau alte uniuni umane, sau de Veselos, de Tristia și Pontica, ci tot cu Marea Neagră vorba, și gândiți-vă alte dictaturi. Dictatura ADN-ului și dictatura neuronului, pe care eu o numesc dictatura ABC-ului. Că neuronul începe cu ABC. ADN-ul începe cu infinitul din urmă. Și informația stocată într-un ADN este mai neiertătoare decât munții albi sau munții lumii, care nu se schimbă cu miliarde sau cu milioane de ani. Și un ADN complex, în progresie, poate nu matematică, dar într-o progresie așa hermeneutică, uriașă. Mereu a mai venit o viețuitoare pe lume, bine a venit. Dar acest bine a venit, bine a venit o constelație de trăsături în plus, pe lângă cei care erau. Și dictatura aceasta a ADN-ului se manifestă prin cunoscuta spirală medicală și își produce efectul fără să stai de vorbă cu ADN-ul. A doua însă neuronul, care a venit ca un fel de reacție a ființelor față de mediul înconjurător, a zona, minimum B, dacă cumva vă place metafora, luați alfabetul chinezesc cu 3.000 și ceva de semne și tot va merge mai departe, informații după informații. De asta depinde. De asta am dat afară din sală de la bacalaureat. De asta nu ne dăm încadrare, n-avem, am lasă de post. De asta venim în conflict cu metabolismul. Și, într-adevăr, este o vorbă a cronicarului, cum și-o face omul, puncte-puncte. Cum și-o face neuronul, puncte-puncte. Nu putem spune la fel despre ADN. Oare masca include în ea existența acestor două? Include ADN-ul, vreau să fiu, trebuie să fiu, trebuie să mă apăr să fiu, trebuie să reacționez să fiu. Și atunci îmi schimb înfățișarea, și nu mai sunt cel care m-a urmărit, ci acum urmărește un altul. Și iată, am mai câștigat o zi de a fi. Asta este ADN-ul. În schimb, dincolo, ABC-ul este legat de data aceasta, vreau să știu. Vreau să mai știu, vreau să ajung eu care știu. Eu sunt ăla, nu celălalt. Eu sunt pe locul întâi, nu pe locul doi. Eu am premiul Nobel. Tu nu când ai avea la anul. Românii zic la anul și la un an. Și, în sfârșit, iată cum ADN-ul și ABC-ul, să-i spun la fel, își dau întâlnire și, ca rezultantă, există biosfera. Dacă zic biosfera, o să spuneți, dar masca unde e? Când eram ca dumneavoastră, încă chiar mai mititel un pic, nu vă mirați că a fost și mai mititel, era un cântec, spune-mi unde, cum și când. Îl cânta Suroiul și Vasalati. Cu o trecută și ca cuplet la Tănasă, la fel și la masca de astăzi. Azi discutăm și vedem cum, dar unde și când trebuie să mai ne gândim. Care e finalitatea acestei, cum spuneam amăști, și v-am spus-o cu o finalitate, rezultă din această două triadică componentă. Și
în felul acesta, prin mască, biosfera, dar de ce biosfera? Cum? Că numai majestatea sau omul are mască, are inteligență, are... Majestatea sau omul are imaginație din care vine creativitatea. Dar plantele și animalele, săracii au și ele mască. Deci masca este un atribut biologic, nu numai umanic. Gândiți-vă la cameleon și face parte din faună, din floră. Gândiți-vă la... Acum parcă am văzut pești zucheri de flori. Și frumoasă florile. Dar sunt mască. Clorofila nu trebuie să fie floare. Clorofila trebuie să fie frunză. Ca să facă asimilație clorofiliană. Și săraca de nevoie se fardează și devine floare. Păcălește natura și își face polinizarea. Iată o mască din floră. Însă la om, capătă trăsătura care nu are flora și fauna, și anume că e conștientă. Este conștientă și deci ca să fim și noi conștienti că vreau să fiu și vreau și altfel să fiu. Toată istoria culturală, spirituală a omenirii este bătălia între astfel și altfel. Și marele răscruci, marele contra... de acum am spune contradicții și nu chiar în sensul de contradicții sociale, dar de contradicții ca și sub forma de a fi acasă în familie, adică de a exista ca viețuitoare. Este această luptă între, cum spuneam, între vreau să fiu, dar vreau și altfel să fiu. Câte necazul a adus schimbarea de formule sociale. Și toate schimbările de formule sociale, și de la arhaic la sclavagism, sclavagism la feudalism, feudalism la socialist, socialist la capitalism din nou. Numai că Dumnezeu mă ierte, dacă Dumnezeu are, a făcut Ștefan Gheorghe, mă basmaș bucura, Dumnezeu mă ierte, dar n-a fost o rânduire socială, cum zic farmaciștii pro-analizii, 100% farmaciștii din fața mea, nu de la ex-farma. Și în felul acesta, noi avem un pseudo-sclavagist, pseudo-feudalism, pseudo-capitalism, pseudo-cetățeni. Și la acest pseudo răspundem cu ADN-ul și cu ABC-ul. Adică cu această mască biotică care îi dă supraviețuire. Știu că dumneavoastră vei spune, dacă și o mamă mai stă mult timp și ne mai spune, s-o dus cu supraviețuirea noastră. Într-adevăr, iertați pentru mine de acum în față, s-a făcut la indicator de circulație roșu. Vă mulțumesc și vă felicit și pentru ADN, și pentru ABC, dar mai ales pentru un concert care e nevoie l-ați avut astăzi, pentru răbdare. Vă mulțumesc! Trebuie să recunosc că diferența între astfel și altfel se aplică foarte bine în cazul doamnei farmacist Avădeni. Doar că nu ne-am dat seama chiar din prima, ci după ce am invitat-o să participe cu o temă anume. Dumnea ei putea foarte bine să ne vorbească despre măștile cosmetice, despre măștile preparate în farmacie și care și acestea au un anumit rol de a corecta natural sau de a înșela ochiul privitorului, de ce nu. Dar am invitat-o pe luna ei să ne vorbească despre pasiunea de globetrotter și despre multele, foarte multele locuri pe care le-a vizitat, în care a avut ocazia să intre în contact cu arta tradițională a zonei respective și implicit cu măști populare. De asemenea, am avut ocazia să aflu că dumnea ei provine din rugimoasa Iași. N-am știut până acum, discutând în urma deplasării noastre la Pașcani, pentru că domnul muzeograf de la Pașcani spunea că nu s-a reușit achiziționarea de măști populare din
ruginoasa, tocmai pentru că localnicii le folosesc cu atât de mult succes la începutul de an, când încin câte o bătaie zdravână. Cred că anul acesta a fost și interzisă bătaia, așa este? Deci era o manifestare de tradiție și nu provoacă prea multe victime. E bine, iată că lumea ei este legată și prin acest loc de baștină, să spunem, de problematica măștilor. Ne-am întâlnit cumva la mijloc și ne bucurăm că ați venit astăzi alături de noi. Vă invit aici în față. Vă mulțumesc pentru invitație. M-a plăcut că v-ați îndreptat atenție așa frumoasă, deși nu sunt de specialitate. Iar de fiecare dată când trebuie să vorbesc după domnul profesor Ciobanu, mi este foarte greu să mă întâln. Dar am să încerc pe cât posibil să vă împărtășesc din emoțiile care le-am trăit în dubețiile mele și mai ales în zonele în care populația a păstrat tradiția și o respectă cu sfințenie, același lucru făcutul și pentru matura. Cred că o să începem cu un loc foarte îndepărtat, care mie mi este foarte drag, Alaska, unde aceste măști care le-au folosit în anumite ceremoniale și în anumite ocazii de inițiere sau sărbători rituale în ocupații de băștinașilor. Se văd că sunt destul de frumos elaborate, sunt biocolorate, coloranții sunt naturali. Aceste măști ei le-au transpus în temuri care vin din străvechea civilizație a triburilor amerindiene și care, în afară de masca antropomorfă, au și zoomorfe, au multe elemente din natură, încercând să aducă o mulțumire zeilităților din zonele respective, exprimând anumite mulțumiri, exprimând teamă sau groază sau implorând protecția zonei din care făceau parte. Se văd că ei foloseau foarte mult păsările puternice din zona arctică, vulturul, și m-a impresionat colecția care avea într-un muzeu, dar și în oraș erau expuse foarte multe totemuri care acest totem am încercat foarte greu să-l fotografiez. Cred că era un sacrificiu făcut pentru un nou născut. Totemul era foarte înalt, am reușit să-l pozez foarte greu, chiar m-am descumpărit în acel muzeu și am căutat o explicație. Este vorba de un făt așezat acolo sus, iar de toată coloana are inscripții zoomorfe. Vă spuneam că într-un oraș, Tichicăin, era atât muzeul cât și orașul ca atare, era un muzeu deschis, erau colecționate foarte multe totemuri. O să mai dau, că se văd figurile amerindienilor cu diverse podoabe, văd că au și un stevuleț aloc pentru a arăta independența în zona respectivă, cred. Foarte frumos colorate, niciunul nu seamănă unul cu altul și multe elemente aduse într-un singur totem. Culorile erau naturale și, deși erau foarte înalte aceste totemuri, erau sculptate în întregime până la bază și erau expuse, am spus, atât în afara orașului cât și în acest muzeu. Aici se află din totemurile vechi care le-au descoperit ei în zona Alaskei. Au fost tratate, curățate și puse într-o vitrină ca să poată fi conservate
și m-a impresionat grija pentru istoria lor veche, pentru datinile străbunilor. Aceste totemuri sunt expuse pe străzi, se vede complexitatea lucrătorilor și vârful parcă cheamă ceva din cosmos să coboare, să protejeze și să aducă bunăstarea localității respective. Sunt foarte numeroase, diferă din dimensiune ca diametru cât și ca înălțime și se observă de obicei acolo sus că au și păsări multe pe care le venerau în zonă. Cred că această populație, așa îi se vede, cu ciocurile lor, cu penajul desfăcut, foarte frumos colorate, mi-a rămas în suflet această zonă și aș dori să am mai mult timp și să studiez, să văd ce vor să exprime în aceste totemuri care sunt specifice acestei zone. De fapt, totemurile s-au împrăștiat din zona amerindienilor, în America de Sud, în Canada, au venit în Asia, în Africa, dar și în Europa. Sunt altfel lucrate, altfel stilizate și ele reprezintă ceva din cultura ancestrală a zonei respective. Am coborât în Mexic, unde m-a impresionat arta meșteșugarilor de acolo, migala cu care ei confecționează aceste măști, sunt realizate din lemn de esență tare, probabil uscate și lemnul adus în perioada când vegetația este redusă ca să nu aibă multă sevă și se poată usca. Sunt foarte frumos colorate, diverse forme. O să mai vedem genul ăsta de măci și în Asia. Au făcut pentru regii templelor lor aceste măști din pietre semiprețioase, măști funerare, dar majoritatea sunt, cred că, rituale, mai ales pentru perioada când încetau muncile agricole și sunt foarte plăcute ochii, nu știam pe care să mă uit și vă spun, am fost foarte impresionată, aici mai stilizate, de munca depusă în confecționarea acestor măști. Bine că sunt și cu caracter comercial, dar ei păstrează totuși tradiția și culorile care le-au folosit vechii maiași sau tolteci, orbeci și toți locuitorii acelei zone. Asta este masca regilor din templele respective, de la Palenque, de la Cecelița sau Uxmal. Ei au reușit să o facă și din lemn sau din pietre, am spus, semiprețioase. În America de Sud am avut ocazia să am o revelație deosebită că ce-am întâlnit acolo un dans, așa cum spunea doamna muzeografă, care se aseamănă cu dansul din zona din care provin. Este un dans la începutul anotimpului agrar, în care se aruncă spiritele rele, cum este la noi un fel de dragai că se aruncă iarna, însă podoabele folosite seamănă foarte mult cu materialele folosite și în zona noastră, chiar undeva apar călușeii, care costumația aproape este identică, da? Seamănă aproape cu ai noștri și am fost foarte impresionată. Vedeți, folosesc și ei blânuri,
Asta în zona ruginoasă se foloseau penajul pentru comanac și oblize pătrate, micuțe, fixate pe comanac. Era așa făcut comanacul că nu știai care-i fața și care-i spatele purtătorului. Da, acesta era un tas deosebit, ne-am încântat sufletul și mă gândeam cum de există influențe comune și această mască, asta era răul care trebuia aruncat, vedeți cât de laborioasă era costumația și masca era, cred că, metalică, iar tinerele și tot ce apărea acolo și cărușei erau cei care se luptau cu spiritele rele. Uitați-vă despre ce vorbeam, foarte viu colorată și dansul cam la fel ca la noi. O muzică veselă și un ritm mai rapid. În Peru am întâlnit aceste măști, parcă sunt măști teatrale, nu așa, cu nasul lung care se poartă și în zona noastră. Aceste măști erau în Muzeul Larco, sunt măști funerare, care însoțeau, de fapt, și defunctul era făcut, înfășat, ca un nou născut. Deci la ei în mare nu se făcea corpul întins, cum este la noi, pe orizontală, ci adunat, așa cum a venit pe lume. Câncile, bineînțeles, că sunt statuile ovale, sculptate în lemn și m-a impresionat că și în această zonă, deși sunt foarte multe statui de ovale, nici unul nu are fizionomia feței repetată. Deci este o diferență la fiecare față. În Noua Zeelandă am întâlnit ca mască, tatuajul, care era de fapt și în insula Paștelui, numai că erau culori mai vii acolo, din humă maronie, combinată cu alb. În Zeelanda au tatuajul făcut cu culori albe, sunt culori naturale. Ce aveau frumos pictate erau aceste tunice care erau expuse acolo. Mai aveau măști zoomorfe și deosebit de reușite, iar totemurile nu mai aduceau, vedeți, e numai fața omenească cu tatuajul respectiv zonei, nu mai sunt elemente din natură sau zoomorfe. Aici era un pas în care ei, da, în care ei redau dansurile vechi ale populației măștinașe, frumos lucrate, sculptate, tot în lemn, de esență tare și puțin colorate. În Africa de Sud am întâlnit la Pretoria, în Johannesburg și în Cape Town diverse exponate cu aceste măști, care erau mai simple, care erau colorate în negru specific populației din zona respectivă, foarte frumos elaborate, de la statuiete, la măști simple, tot un fel de zonă comercială, dar sunt de admirat că păstrează tradiția și nu se abat de la originile lor. Se văd și vase colorate, aceste măști care aduc ca o statuie întreagă, fiecare are fizionomia respectată, iar aici ceva combinații din ritualul de inițiere, cred că sunt, pe capete, având alte artificii aduse. Și aceste măști mi-au plăcut foarte mult, sunt făcute din mărgele, sunt
în zonă acolo niște englezi veniți care au încercat să educe și să facă mici centre culturale în care le implementează acest meșteșug al mărgelelor, care este destul de greu. În Arabia și Maroc, măștile sunt pentru față, așa este tradiția, știm bine, sunt din diverse zone metalice, din țesături sau chiar ceva și fibră mai tare. Mi-au plăcut aceste tatuaje, aceste minuni care le fac ei cu atâta răbdare pe mână. Nu sunt tatuaje ca la Mexic făcute normal, sunt făcute numai cu coloranțe care se pot îndepărta și cred că în afară de timp trebuie plătită o sumă în opera. Nu-și permite alta râmă, asta o mască mai e severă pentru acoperirea lor feții. La fel, cred că era destul de greu de purtat, dar asta era tradiția și o respectă încă. Iar aici e o confecționeră cu multe mărgele și fibre bucolorate ca să facă aceste podlabe. Da, în Japonia, iarăși, am văzut parcă o asemănare cu măștile noastre și cu îmbrăcămintea, pantalonul destul de larg și lung colorat, cu așa, iar acestea sunt teatrale, măști teatrale. Este o mască pentru budism. Așa, aici într-un templu, în Japonia, erau întâlniți acești războinici sau oameni care apără de rău, sunt destul de bine desenați, confecționați. Aici o mască care se aseamănă cu zona noastră. Măști care imită războinicilor. Asta tot în templu. Tot în templu. Și ajungem într-o zonă iarăși dragă mie, Tibetul. Măștile, cred că ritualurile de sărbătoare sunt destul de frumos făcute și multă lume le poartă. Viu colorate. Aici am ales o casă specifică tibetanilor în care au deasupra stegulețe de 5 culori care trimit spre divinitate rugămințile lor. M-a impresionat aceste garnituri care sunt, de fapt, sunt turte uscate din, de la animalele adunate pe în zona de pășunat și fiind uscate, ele constituie combustibilul lemnul pentru iernile dure care sunt în zonă. Observați cu câtă migală și li păstrează sau o dă forma de turtă ca să poată fi ușor uscată și să întâmpine frigul și în interiorul curții. Am admirat simplitatea și faptul că acolo credința și înfrățirea cu natura este foarte puternică, că ei rezistă de milenii în acea zonă în care iernile sunt destul de aspre, iar munții Himalaya nu sunt păduriți cum sunt în zona noastră. Aici, din credința budistă, sunt căpioarele și roata cu 7 spițe. Buddha, la început, nu vroia să arate în imagini și atunci s-a invocat aceste două căpioare care sunt pe acoperișul la multe lăcașuri de cult.
Asta este specific Asiei, e întâlnit și în China, cred că și în Japonia, aceste figuri care vor să arate că sunt de paza templului și să sperie pe cei care vor să intre și să facă rău. Același lucru, chiar la un moment dat este o imagine în care acest războinic cu mască calcă în picioare un rău făcător. Da, uitați-vă, chiar m-a impresionat cum sunt pus în mărime naturală și parcă te fioară într-adevăr, vrea să te facă să înțelegi că intri într-un locaș de cult sacru care ei îl respectă cu devotimine. Sunt foarte multe imagini de la roțile de rugăciuni, se repetă acestea așa. Iar aici vede, cred că, și influența chineză de când sunt sub tutela lor. Se vede, se văd pe marginea zidurilor încă măști păzitoare. La intrare aveau aceste pambrici multicolore și împletite ca o cravată, deși nu era material întreg, iar deasupra aceste ruri deschise care iarăși ofereau protecția lăcașului de păr. Aceleași imagini. Aici am întâlnit o sărbătoare a călugărilor budiști, m-a impresionat costumația care o purtau. Nu am putut să mă apropii că era destul de multă lume. Am prins puțin și cred că mai este încă o imagine, dar uitați-vă ce frumoasă e costumația aveau. Probabil că tot ceva de inițiere în călugări. Și în sfârșit Nepalul, care este un muzeu în aer liber. Prima dată am găsit masca aceea de pe zid, după ce am mai căutat în rafturile cu Sibiuri și am găsit foarte multe statui. De fapt, Kathmandu, Valea Kathmandu, Patanu și Bactrapuru sunt niște muzee în aer liber, sunt locuri deosebite în care se arată o civilizație care, din păcate, acum nu duce prea bine, dar sunt păstători, sunt sub cupola UNESCO și reușesc încă să aibă destui vizitatori pentru a aduce ceva economiei țării. Sunt acolo totemuri, se văd măști colorate. Chiar am surprins un... Și aici ce sunt? Meșteșugari? Da, este un meșteșugar, dar o să mai vedem acușul. Da, am două părți meșteșugari care lucrează din greu. Aici este într-un templu în care măștile sunt metalice. Aici din zeitățile lor. Tot ce era lemnărie la balcoane, la uși, la terase, se vede că sunt sculptate și au în ele destule imagini. M-a impresionat migala și răbdarea cu care lucrează aceste decoruri. Aici, la intrare, am un palat regal, cum stau de straj, așa. Mai era încă, da, poarta cu 2 lei, poarta cu leiau. Iar acestea sunt grinzile de la acoperișul palatului regal. Multe scene din viața de zi cu zi, din viața de familie, bată ceva scene din Kama Sutra. Da, tot felul de zeități. Inclusiv într-o
baie, la un palat regal, baia era săpată în pământ și era căptușită cu cărămidi de roșii, erau o mulțime de statuiere care duceau la rezervorul de apă. A văzut de două ori Nepalul, cred că m-aș mai duce oricând aș putea, pentru că, mă repet, este un aici arată că împăratul este cel mai puternic și după aceea începe puterea elefantului și a celorlalte zeități care erau. Copiii sunt aduși mereu să înțeleagă din tradiția și istoria acestui popor. Aici, într-o piață, măștile cum sunt expuse și destul de multe cum se văd, sunt foarte frumoase, iar aici atelier, uitați-vă ce încăperi mici au, lucrează în lemn, ușa este deschisă, nu se compară cu posibilitățile care le au ai noștri în România. Dutanul, un regat care m-a impresionat prin felul în care își păstrează tradiția și are foarte multe interdicții, o să vă povestesc, chiar și aici este arborele, elefantul ajută mai mult să iepurile să ajungă în copacul vieții. În fostele cetăți de apărare, ei au făcut lăcașe de cult în care au deschis ateliere pentru tineri ca să învețe arta sculpturii. Am mai văzut așa măști, parcă la, în Mexic. Fac 4-5 ani, sunt conduși de călugări și au un program destul de sever, însă când pleacă de acolo, stăpânesc bine meserile, ceea ce, din păcate, la noi nu se mai întâmplă. Ei, bineînțeles, după ce lucrează aceste obiecte, le vând la alte în alte zone și recuperează banii pentru întreținerea școlii. Foarte multe ateliere, băieții erau pentru sculpturi, vedeți cum au vopselele așa, iar fetele erau îndrumate la broderie. Aici este tânăra pereche vegană, dragonul lor care îl fac manual, au puncte să deie semnele, iar după aceea fiecare detaliu este făcut în manual cu o pensulă foarte fină. Au sipete ca la noi, dar pe toate sunt aceste măști care bucură locul. Culorile sunt vii, aici tot într-un hotel. Aici e o casă la țară expusă cu măștile viu colorate, nu diferă mult de ale noastre. Așa am ajuns în Spania. Mai să începem. Așa, ne facem o lege. Sunt ca din basmele de povești, sunt trolii care sunt puși să sperie copiii, să-i crească pe ele. Sunt cu nasul aruncit, cum am văzut, și în alte zone. Sunt ca ornamental, iar în zona de munte. În zona de munte sunt mai des expuși și ca lățime mai mică. Unii sunt simpatici, unii mai puțin simpatici. În orice caz, copiii știu că trebuie să nu ajung în anumite zone din cauza că vin acești troli și îmi e ceresc. Mulțumesc mult! Mulțumim pentru călătorie în jurul lumii, prin intermediul fotografiilor și mai așteptăm și cu alte ocazii. De ce nu, eu știu, poate la sei culturale pe care ni le dorim cu ceva mai mare deschidere decât oferta noastră muzeală obișnuită.
Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru colaborare și vă mai așteptăm și cu altă ocazie alături de noi.